Salutare tuturor, Radu Pandrea sunt, alături de Mihai Grama. Sunt convins că foarte mulți dintre voi ați auzit de un fenomen destul de ciudat. Albine care să roiască la sfârșitul lunii august. Albine care să roiască în septembrie. Sunt convins că ați auzit de acest fenomen. Așa că dacă vreți să știți de ce roiesc albinele la sfârșit de august, în septembrie, la început de septembrie și chiar până după mijlocul lui septembrie, merită să stați, să vizualizați acest clip până la capăt. Vor veni detalii. Mihai Grama nu doar ne va spune cauzele, ci ne va spune și cum să evităm astfel de situații și, mă rog, dacă ne aflăm la un moment dat într-o astfel de situație, cum să tratăm situația. Da, ți s-a întâmplat vreodată? Mie personal nu. Odată mi s-a întâmplat, la 26 august am făcut o transvazare și mi-a intervenit ceva, o trebuie să plec de acasă, efectiv, stupul fiind foarte bun, foarte bine alimentat. Îți dai seama când a ieșit vreo 30 și ceva de măci în stup, că a trebuit matca bătrână să iasă afară. Asta mi s-a întâmplat odată, o situație, în 26 august, ultimul roi natural pe care l-am văzut în pom, mă rog. Dar de acolo încolo și până pe la după jumătatea lui septembrie, fenomenul e așa. Incendierea unui stup atrage după sine fuga albinelor. Că de asta folosim toată lumea fum. Albina fuge la miere, se încarcă și ia provizii chiar de casă. Da. Nu, se încarcă, rode, exact. Uite, se aruncă exact, pe mierea căpăcită, e. Rode din mierea căpăcită. Reține ce spune Mihai, așa este, încarcă roade ușa. Mierea căpăcită, da. Reține ce spune. Și dacă roade nu instant. Credeți, atunci când scoateți, când umblați într-un stup, uitați-vă ce se întâmplă. Dar asta la salcâm, la oricând, în orice perioadă anului. Exact. Am văzut, fii atent, deci am văzut persoane care modul lor de lucru la stup e foarte finuț, nu bruschează, nu lovește, nu trântește, nu dă cu fumul pe rame până iese fumul pe urdiniș afară. Bă, am văzut de alea, bă, dar nu-s normal. Îi dai două fumuri peste rame și gata, lasă-l un pic. Îi mai dai un fum și mai lasă-l, dar nu dai cu fum până amețesc albinile. Te miri că de ce sunt agresive, de ce sar pe tine, de ce te înțapă, de ce nu te poți... Hai să revenim la subiectul așa, ok. Hai să revenim la deci un factor e ăsta, că incendierea sau folosirea excesivă a fumului, mă rog. Dar există cealaltă cauză, 99% dintre cazuri îi invazia de păduche de varoa. Asta deci albina, cauza, da? Albina când simte că îi depășită de situație și nu mai poate, deci fii atent, poate observat unii, rode efectiv albina puietul care e căpăcit, care ar trebui să iasă peste câteva zile. Îl rode și îl scoate afară. Nu larvele, nu ouăle, puietul căpăcit înainte de eclozionare îl rode și îl scoate afară. Deci aia ți-i cartea de vizită că ai infestație foarte, foarte mare de varoa. Când vezi 3-4 păduchi pe o albină, e extrem, extrem de grav. E gata. Și atunci albina, în momentul ăla, se întâmplă așa, prin septembrie. Deci iese o anume cantitate de albină cu matca, părăsește stupul efectiv, se pune în pom, încearcă să se salveze, să lase totul în urmă, ia cât poate să ia și fuge, fiindcă știe că nu mai are scăpare și nu mai poate. Stupii ăștia, adică roiurile astea, de obicei sunt mari? Nu, vorbim de roiuri așa, de mărimea unei două rame, o ramă, două, trei maxim, deci pleacă, nu pleacă ca la un roi natur, bine, nici nu mai are de unde, că deja stupii sunt regres, sunt mai mici, dar totuși pleacă o anume cantitate de albine și cu matca și se pune în pom și crede-mă, nu odată am văzut chestia asta la câte un prieten și am zis, e grav aici, nu se poate. Da. Deci asta cine nu și-a făcut treaba din iulie încoace cu tratamentele așa, ca la carte, că zice, domnule, păi le-am făcut odată de păduc. Domnule, dar e degeaba odată să-l faci un stup de păduc, e ca și cum n-ai fi făcut nimic. Nici de două ori nu-i suficient. Vorbim de, ai făcut un tratament, îți cel puțin trei ture, minim. Și exact, de acolo încolo. Exact. Și depinde și cu ce dai. Cu varachetul e o poveste, cu varatrazul sau cu ăsta. Cu amitrazul în general. Da, și cu ăsta de contact e altceva care merge și funcționează foarte bine. Acum,
Eu am recomandat la mulți să facă, domnule, faceți cu acid formic, cu acid oxalic, cu alte mai puțin invazive, să zicem, dar totuși cu de efect. Am învățat pe mulți și le-am spus, domnule, folosiți... Mai ales în timpul sezonului activ, să sezonul facem activ, tratamente soft. Să mai folosești și uleiuri esențiale, că am făcut asta în Italia și funcționează perfect, dar îți niște chestii care trebuie să le faci la fix. Deci nu merge cu dozajele, deci combinația de uleiuri și dozajele sunt o chestie care trebuie să le stăpânești foarte bine, deci altfel nu. Mihai. Dar acum aveți, toată lumea dintre apicultori, aveți variantele și posibilitatea de când cu pandemia asta, printre toate nenorocirile, o adus și varianta online. Dom'le, e foarte comod să stai acasă, să deschizi telefonul, cauți medicamentul ăla, sau zici tratamente pentru varroa și îți dă. Cauți pe Google, nu știu, astăzi ai comandat, ești... cum am fost și eu, domnule, în vârful muntelui, nu ai magazinul la portă, nu l-ai la o stație de autobuz sau la 5 minute de mers cu mașina, că l-am la 100 de kilometri de mers cu mașina. Dar vine pe curier. Prin curier, da. Și cine și-a făcut treaba și și-o face în continuare, n-are nicio problemă, dar cine a stat bine, mersi și-o zis, păi le-am făcut odată, dar pe ăla din pom nu-l face nimeni. Da, dar ăla din pom nu-i dă nimeni turtă acum și nu-i dă nici în ianuarie sau în februarie turtă. Ăla din pom nu este stimulat pentru... intensificare. Și ăla din pom, după ce luăm, știi ce mi-a zis italianul? Știi ce mi-a zis italianul mie? Sono fortunati, zice, sunteți norocoși că aveți o perioadă senza covata, vă zic în italiană, deci fără puiet atâtea luni de zile. Deci cu cât e perioada unui stup mai lungă de inactivitate, de fără puiet, mor natural păduchii. M-ai înțeles? Zici tu? 100%, e dovedit. Mă, dar nu poate. Trebuie să vedem niște studii. Bă, să uite-te, urmărești. Eu asta am urmărit la stup care l-am văzut în Scorbură, 8 ani de zile, nu i-a făcut nimeni nimic și a fost acolo, perfect. Și a trăit. Mm-hmm. Ai înțeles? Deci asta nu, degeaba zice mie oricine, Mihai, orice. Dar un astfel de stup nu o să putem scoate de la el 90 de kilograme de miere. Nu, într-un sezon. Că scoți 150. Am scos din Scorbură că n-am dus 3 oameni în spate. M-ai înțeles? Mihai, da, la, da, încă ceva. În auzi, știi ce, știi ce mai vreau alt. Eu să punctez aici? Cu vetrele de stupină pe toamnă târziu și primăvară de vreme, atenție, nu supraaglomerați vetrele de stupină. Hai să totuși să rămânem la subiectul ăsta și vom vorbi că nu-i și despre... Că nu-i tot una că ai 40-50 de stupi într-un loc sau ai 200 de stupi într-un loc. Dacă ai 200 de stupi într-un loc, trebuie să le dai artificial. Haide să rămânem la varroa și vom vorbi despre aglomerări sau despre a ceea pondera. Ce ideal, ceea ce poate suporta o vatră de stupină ca stupină eficientă, economic. Ok, poți să ții 500, dar nu-ți va lipsi găleata și turta de pe ei. Numai chiar în culesurile mari se descurcă. În rest, trebuie să le dai. De acord. Punct. Bun. Ce facem cu infestările? Dacă avem o infestare, măsuri dacă am făcut tratament radicale. În august, cum spun unii, că într-adevăr sunt foarte mulți apicultori, da, unii începători, alții chiar avansați, care nu s-au confruntat cu probleme, cu problema asta, varroa, în mulți ani. Știi ce? Se mulți... poate să fie apicultor de 5 ani, de 10 ani, care până acum să nu se fi confruntat cu varroa. Auzi, mulți zice, domne, am văzut albine fără aripi, ciopăți, de ce-i soros? E clar, nu mai aștepta alte indicații, îi infestația varroa, incapacitate de zbor, albine umblând pe jos, tot varroa îi. Multe semne vizibile că nu trebuie să deschizi stupul, să te uiți pe ramă, să vezi păduchile pe albină. Azi, dacă nu știi să faci un tratament, de un sondaj, domne, din 50 de stup, fă-le la 3, așa, 1, 2, 3 păsărite. Și dacă o căzut mai mult de 5 păduc pe fundul stupului, asta vorbim în iulie, august, fă tratamente cum trebuie, radicale și bine, n-ai probleme. Ce facem acum? Dacă în august nu s-au făcut tratamentele așa, știi cum scrie ce se întâmplă? Carte? Albina care a fost înțepată de varroa, una că nu ți-i sănătosă, că are o grămadă de virus poate în ea. Poate să și aibă de... o grămadă de virusuri. Așa. Da. Și nu e sigur că îți va ajunge în primăvară, că nu are capacitatea de zbor nici nu acum, nici la iarnă. Nu ajunge în iarnă, clar, că deci nu că ți se înjumătățesc, știi, stupul, că îți rămâne stupul, bași pe 2-3 rame. În Italia făceam din 6-7 stupi, făceam unul, alea unificări, deci să nu vadă nimeni în viața lui. Și cum să zic, dacă ai fost ars și ai văzut niște chestii dramatice în apicultură, ce poate să aibă, la noi, scuză-mă, la noi o jucărie. Deci că vezi că, așa, 10, 15, 20 de păduc pe fundul stupului, merge, accepți, dar când se roșește fundul la stup și pui
degetul și 50 de păduc pe vârful degetului. Îi deja extrem, extrem de grav, aia înseamnă catastrofă. Numai știi ce? La ei zice, nu e important, lasă că dacă a murit, prindem Isoldi și prindeam altrii la primăvară, Sicilia, Catania. Dar la noi nu e așa. Dom'le, la noi trebuie să ai grijă de albine și să le tratezi și atenție încă un lucru. Unde aveți într-o localitate 2, 3, 5, 10 persoane albine la un kilometru de tine, în stânga, în dreapta, în sus și în jos, domne, vă cunoașteți între voi, vorbiți, povestiți la un șpriț de vin, că vine sezonul strugurilor, și la o bere, tratamentele. În același timp, toată lumea, deodată, degeaba unui la serviciu îi pleca nu știu unde și are numai 3-4 stupi și nu-i tratează. Și ceilalți 5 din jurul lui tratează toată lumea, tot anul de nu mai pot, îi degeaba. Deci faceți, sfătuiți-vă. Dom'le, rogă un pretin dacă nu ești acolo, dacă ți-i de încredere și are acces. Dom'le, adă-mi și mie când îți iei tu medicamente, că bă, sunt oameni care sunt bolnavi, care sunt în vârstă, care chiar nu pot, n-au posibilitatea să meargă până la magazin, la sursa de aprovizionare. Dom'le, mereu unul ia medicamente pentru 4-5, dom'le, ăsta e prețul la cutia de așa, ia-l și tu. Bă, mâine facem toată lumea. Dacă vreți să aveți eficiență maximă și să n-aveți probleme. Asta e recomandarea mea. Deci nu stați și tratamente radicale cât de puternice se poate. Bine. Acum. Ce fac oamenii care n-au făcut tratamentele așa cum trebuie, așa cum scrie cartea? Nu au ținut sub control populația de varoa cu eliminarea ramelor clăditoare. Nu au făcut tratamentele astea soft din timpul anului cu acid formic, acid oxalic. Sau care au fost în aglomerații mari de albine, la salcâm, la tei, la flore. Bun, după ce ieși din aglomerația de albine, poți să-i pui un oxistrip. După ce ieși din aglomerația de albine, sau chiar în aglomerația de albine, de ce să nu îi pui acolo? Corect. Ce facem cu oamenii ăștia care acum în august sau în august nu și-au făcut tratamentele cum scrie la carte, au făcut, cum spui tu, o aplicare, nu un tratament. Sau una acum și încă una peste două săptămâni. Îi... Ce să facă oamenii ăștia cărora li s-au redus stupii la 4, la 5 rame și au puiete clozat cu albină, cu albină cu aripile roase, au albină mică, ce să facă oamenii ăștia? Primul lucru, strâmtat cuibul la maxim, strâmtat urdinișul la maxim, chiar am văzut o discuție, deci se lasă cât să intre o albină pentru o ramă acoperită de albine. De acord. Dacă stupui pe 3 rame, lasă cât să intre două albine. Una să intre și una să iasă. Perfect. Că de acolo apare nenorocirea, furtișagurile, bătaia și așa mai departe. Ce facem în primul rând cu stupea care acum sunt pe 4 rame? Îl bagi în iarnă pe 3, ăia n-au șansă decât dacă... Ce facem cu ei? Clar. Ia-l, unifică-l cu un altul bătrân, rupe capul la matca care e de 2, de 3, de 4 ani, nu știu. Dar ești convins de treaba asta? Nu vreau să trag cuvintele de la tine. 100%, deci eu am o regulă, nu bag stup mai mic de 5 rame în iarnă. Deci ați reținut. Sunt roiuri numai care chiar merită și 5 rame bine acoperite cu albine. În stupi orizontal, care au posibilitatea, da, pune unul mai mic lângă unul mai mare cu o diafragmă etanșă și își preia căldura jumătate de la celălalt și vor trece iarna mult mai ușor, că știi ce, trebuie să-ți lași o rezervă pentru unificat și la prima revizie de fond în primăvară, că atunci te trezești stupul foarte mare, nu mi-a remat, că ce faci? Îi ridici diafragma, l-ai unificat și la revedere, se duce înainte. Deci nu vă uit, nu țineți de deci numărul. Deci unificăm. Bă, nu trebuie ținut de numărul familiilor de albine. Trebuie să ai putere. Dom'le, bagă stupul pe 6 rame, pe 7 rame, bagă-l în iarnă, bine acoperite de albine, bine umplute ramile cu miere. Albina, ultimul tratament, sfatul meu, e să fie făcut când nu mai există nicio floare, nicio activitate, nicio celulă de puiet în stup și s-a redus activitatea de tot. Când e treaba asta în zona țării noastre? În zona țării noastre pe final de octombrie, chiar început de noiembrie. Chiar atunci aprinzi într-o zi când așa nis plus. Încă stai un pic, iartă-mă, anul trecut în 20 noiembrie eu dădeam turtă proteică pentru continuarea formării corpului gras.
Deci era activitate intensă anul trecut până la început de decembrie. Nici un an nu-i ca altul, da, să știi. Da, niciun an nu-i ca altul. Exact. Dacă vorbim că o brumat la munte unde am fost eu în iulie și în august, în prima săptămână, am avut brumă, am pozele cu termometru făcut, nu mă crede nimeni. Da. No, deci atunci a fost o cădere un pic la stup, dar și-a revenit ulterior și dacă ai grijă tot timpul, deci Albina, dacă are activ, știi ce? Să înțeleagă foarte mulți, eu am avut șansa, bineînțeles, și poate că mulți dintre cei care mă ascultă, să lucrez și în țară și în afară, dar în afară, de exemplu, gen Italia, Spania sau așa, zonele uscate. La noi coincide perioada de inactivitate, de repaus a albinelor, de iarnă, să zicem, la ceilalți coincide cu perioada secetoasă, când e arid, uscat, exact, obătat florile, deci și ăia, și în Africa, chiar și acolo există musonul, perioada umedă și uscată. Musonis în altă parte. Da, mă rog. În Africa, într-adevăr, și în Africa există perioada umedă și uscată. Există perioadele astea și albina trebuie apropiată cât de mult de perioada asta și a avut foarte, foarte mare grijă că nu, însă lucrurile care trebuie făcute acum urgent. Deci urdinișuri strâmtate, cuiburi strâmtate, mâncare la albine, tratamente la albine și paza ochii pe ele. Ai unul fără matcă, începe bătaia, scandalul, unificați, nu vă uitați la ei, nu țineți de numărul familiilor. Perfect. De albine. Deci îi unificăm. Asta ar fi pentru cei, că revenim la, da, cei care au probleme. Da, subiectul ăsta, da. Primul lucru, unificarea. Da. După aceea facem tratamente, da? Obligatoriu, da, tratamente, facem tratamente. Așa cum scrie în carte, în prospect, fiecare medicament are un prospect însoțit de de niște indicații. Ce vorbești, mă? Că sunt uite, Scabatoxul, de exemplu, zice că scalzoile în el. Și mulți fac tratamentele cu Scabatox. Eu nu am făcut niciodată. Eu facem afară, tratamente cu medicamente avizate pentru albine? Avizate, albine, corect. Le faci, da, pe răspunderea ta. Am văzut om altele, plângând. Cu altele. Cu altele mai merg și în particular, dar să știi foarte bine ce ai de făcut. Nu știu cât le nimerești, când nu le nimerești. Am văzut la care i-a picat păduchii dacută cu albine în fundul lăzii sau am văzut la care păduchii umbla, n-avea nicio treabă. Ieri le-au făcut, în ziua următoare m-am uitat sau în aceeași, n-avea nicio treabă păduchii. Unii zic că tratamentele cu Oxistrip, de exemplu, cu Oxalic, cu Formic, sunt apă de ploaie. Ba nu, că pică, dar trebuie să le prinzi, auzi, fiecare are o șmecherie, de exemplu și la acidul formic, dacă tehnică nu-i prins, de aplicare, de exact, da, dacă nu-i prinzi temperatura aia, degeaba îl faci tu când îți 30 de grade, l-ai pus astăzi și mâine nu mai este nimic în stup, s-o vaporiza tot, mai înțeles? Formicul. Da, formicul. Păi nu are efectul ăla, că ăla trebuie să stea cu cât stă mai mult. Ba chiar îmi scoate zile albina afară. Băi nu, că ies albina pe ladă și ventilează, că nu-i place. Și cu cât e mai cald, ventilează mai tare și se vaporizează mai repede și nu are efectul scontat. Asta e de fapt. Da. Că trebuie să, acum, bă, spunem de tehnologie, te uiți, vezi cum e vremea, pe cel puțin pe 2-3 zile ți-o dă cât de cât exactă, că sunt o grămadă, da, de, da, aplicații, da, 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 tu 2-3 zile o vezi, bă, îi vremea 20, 22, 25 de grade, ok, aici, no, 30 de grade, 40 de grade la umbră, lasă în pace alea, fă cu altceva. Mihai, deci trebuie să de te alegi. Deci, unificăm, facem tratamente. Da. Ce mai facem? Albinele alea sunt albine pică. De acord. Pică, nu există. Numai știi o secundă, pică parasitul. Dar albinele alea sunt albine mușcate, albinele alea sunt albine slăbite. Păi da, da, pică, știm nu cu pică toții, albina, sau pică, apropo, dacă nu știm. Se depopulează, stupii. De acord. Dar dacă nu știm. Foarte rapid. Varoa, da, consumă din corpul gras al albinei. Hemolimfa albinei. Și hemolimfa trage corpul gras. Da. Deci varoa ne consumă din corpul gras. Apropo, o să-ți dau un articol cu privire la treaba asta. Deci, ce facem cu albinele alea care le-am unificat, într-adevăr, le-am tratat, într-adevăr, dar ce? Sunt slăbite. Nu au corpul gras format. Și un om după operație sau după ceva are nevoie de perfuzii, îți bagă intravenos. La albine n-ai cum să dai intravenos, dar îi dai proteină, îi dai turtă, îi dai papa. Deci eu zic că apicultura în zilele noastre, fără suplimente, fără
să știi să acoperi golurile, fie perioadele ploioase, fie perioadele fără cules, fie perioadele reci, dacă nu le acoperi tu, vei avea tot așa salturi și amăt și de ouat și la 21 de zile când trebuie să ai albină cu legătoare pentru nu știu care cules tu nu-l ai. Am vorbit în vară despre treaba asta. Mai tați și o dată, că iar o să zică lumea cât i-am plătit să faci reclamă la, nu, la vânzarea de turtă. Nu, dar... Domnule, dă-le zahăr, fă-le sirop și dă-le, ce are? Nu-i neapărat. Corect. Eu n-am zis că să le dai turtă de aia sau de aia sau de aia. Nu, domnule, dar albina trebuie să ai, dacă picură ceva pe ea deasupra, pe, într-un hrănitor, într-un uluc de 100 de modele care vreți voi, și vara îmi recomand, domnule, nu-i da sirop, că-l ia și-l mută în ramă, ai o problemă cu mnearea, lasă-l în pace, pune-i turtă. O rode și în 3, 4, 5 zile o consumă, matca activă, depune ouă și îi activitate. Acum depinde și de perioada care o avem vara. Nu e o regulă. Putem să avem o perioadă lipsită de cules de o lună, știu eu, între salcâm și floarea soarelui, se poate să nu avem cules. A fost anul ăsta așa. Sigur că da. Au fost zone în care teiul a dat bine. Au fost zone și zone bune. Am înțeles că lumea s-a lăudat. Da, ok, dar în zona noastră de munte, după salcâm, care o stat la salcâm... După care salcâm? Bă, după ăla care a înghețat și a plouat și a bătut vânt. Da, nu. Bine, facem o recapitulare? Facem o recapitulare? Corect. Unim stupii, le facem tratamente și îngrășăm albina. Corect. Atenție, îngrășarea albinei, mă refer strict la familiile astea cu varoa, că operațiile generale le-am discutat în videourile precedente. Corect. Îngrășarea albinei se face cu niște proteine, mă rog, albina generează niște proteine specifice corpului gras, albina de iernare. Și atunci e nevoie într-adevăr de proteina asta care să o administrăm și albina să o sintetizeze, să nu-și mai stimuleze o secreție de lăptișor de matcă abundent, ci să-și sintetizeze anumite proteine care să îi formeze corpul gras, să modifice structura proteinelor pe care o dăm noi, mă rog, aminoacizii ăia se repoziționează acolo și formează corpul gras al albinei. Nu o să vedem o albină cu slănină pe ea, sau o să vedem? Bine, acum despre ce vorbim? Dar mare atenție... Cu șunci așa pe picioare, Mihai, ai văzut vreodată o albină așa cu șunci pe picioare? Da, cu șanți, cu părău pe spate. Așa, deci nu o să vedem niciodată. Vreau să mai atrag o atenție la majoritatea apicultorilor care sunt zone de pădure, de așa, în perioada atacului de viespi. E o problemă pentru multă lume. Dar astea sunt alte subiecte, mă. Păi sunt alte subiecte, dar eu... Care le-am punctat în alte videouri. Suntem acum în jumătatea lui septembrie. Hai, mă, să le zicem. Atenție la viespi, atenție la furtișag, atenție la strâmtatul cuibului, rame de reformă afară, rame albe afară. Și ce faci? Scoți ramele de reformă? Nu, bun, ramele afară și le legi răzămate de stup. Da, nu, le scoți afară, ok, dacă tu vrei să zici treburile astea, spune-le, dar scoți ramele goale afară. Da, ce faci? Scoți. Că dă molia acum ele. Le depozitezi, nu dă molia, domnule, pune pe ele, pune... Ce trebuie pus? Da? Deci eu trebuie stropite. Eu am pus trocuță și cu acid formic și le-am izolat etan și nu se face nimic. Apropo, și cu acid acetic. Și cu acid acetic, oricare și din astea. Și cu beltirul. Și cu sulf. Și dar cu sulful, știi care e treaba? Cu sulful trebuie să dai astăzi, mai dai peste 3-4 zile, mai dai încă peste... Trebuie să-i faci cu sulf, atenție, nu o tură, nu-i destul, faceți 3-4 ture cu sulf. Atenție, la niște intervale. Sunt niște chestii. Beltirul, certan. Nu l-am folosit. Sunt niște chestii care îți protejează rama, zice, o jumătate de an. Prodan mi-a zis, băi, 2 ani nu mi-a intrat molia în ele. No, foarte bine. Bine. Dacă tot ai amintit de dăunători, de viespe, de molia, am amintit de molia, mai spune, mă, și de Jerry. Păi șoricușul ăla se bagă, dar uite grătarile la stupie, anti-șoreci de acum, deja gata. Vorbim despre grătare, vom vorbi într-un alt video, a fost foarte lung deja videoul ăsta, hai mai să nu-i tai, plictisim să pe oameni. Să mai tai din el, pune bine, esența numai. Bine. Nu chiar tot ce am discutat, dar vă doresc succes la toată lumea și mare grijă de stup, că de grija de acum depinde succesul din anul viitor. Sănătate maximă vă doresc, spor la treabă. Asta a fost pentru azi.